Mamă cum e, mamă cum e. Dacă respecti rețeta și nu-ți iese, îți trimit un pahar de vin la tine în bucătărie. Căci compot nu mai am de unde. N-ai nevoie de zahăr, n-ai nevoie de conservant. Wow, e mai dulce decât înainte. Măi, arată bine. Trugurile ăștia sunt nebunie. Asta e mâna lui Constantin. Deci nu cred așa ceva. Știți cum e? E ca atunci când te lauzi că ai propria bucătărie, dar altcineva îți spune ce să gătești. Ia uitați și voi aici. Ci că tata e șeful, dar mama e șefa. Vi se pare normal? Subscribe și fă-mă și pe mine șef, că nu mai pot. Toți s-au pus împotriva mea. Constantin și copiii au făcut echipă, așa că ajută-mă să fiu și eu șef. Și apasă și pe clopoțel. Grevă generală n-am cum să fac, că cine mai gătește? Asta e. Așa cum v-am spus, Constantin și-a făcut echipă, iar cel mic al meu a și început cu comenzile. Dragi pofticioși, uitați ce am eu aici. Da, uite, astea le-am eu. Și nu, nu sunt măsline, sunt struguri. Am fost în vizită la Vărsu și am mâncat compot. Și ghiciți ce? M-a pus și pe mine să-i fac. De-aia sunt supărat, pentru că în loc să gătesc ce vreau eu, gătesc ce vor ei. Iar șefa e șefă, n-ai ce să faci. Ordinul nu se discută, se execută. Iar ca să-l citesc și pe cel mic, ci că ce fel de tată bucătar sunt eu dacă nu-i fac și lui. Esteți puștiul, nu? Normal că e al meu. Sau poate al lui Constantin. Ei, gata că nu vreau să intru în polemici. E al nostru. Dar parcă are nervii lui Constantin, nu vi se pare? Dragii mei pofticioși, până una alta cum pot scrie pe mine. Îl fac repede, cât pot eu de repede, ca să nu vă plictisesc. Că nu durează mult, durează puțin și povești de astea tot am. Pofticioșilor, anul acesta s-au făcut struguri, dar la piață. Ia uitați și voi aici ce de bunătăți. Am de toate culorile. Am întrebat-o și eu pe doamna de la piață ce soiuri are și mi-a răspuns: alb de masă, negru de masă și mov de masă. Iar eu zic: Doamne, dați bune pentru compot? A, dacă faci compot, e perfect. Noroc că Paul a venit de grabă acasă, a făcut așa un mix search și a aflat. Avem aici struguri Victoria, care se coc așa mai târziu și sunt rezistenți la gel. După care, în maldărul ăsta imens, am coarnă neagră. Iar aici, ăsta movo și foarte simpatic, nu e nimeni altul decât cardinal. Nu cardinalul Richelieu, ci soi de struguri cardinal. Probabil și are originea de pe vremea celor trei mușchetari. Dar stai liniștit, dacă ai struguri de masă, până la urmă poți să faci compot din ce dorești tu. Mai puțin producător, adică fragă albă, fragă neagră, ca astea știți și voi. Îți bune la vinul la natural, autentic românesc. Acestea fiind spuse, gata cu vorbăria și hai să ne apucăm de gătit. Ingredientele le vedeți în fața noastră, dar așa cum am spus, stai lipit de ecrane și am să-ți arăt cum se pune cel mai ușor compotul pentru iarnă. Iată ce trebuie să faci. Prima dată trebuie să iei strugurii ei, să-i speli bine vreo câteva ape, să scapi de mizeria de pe ei, praf, insecte sau mai știu ce alte nebunii, apoi, după ce i-ai spălat, îi iei frumos și îi alegi. Adică, alegi bobițele sănătoase și le pui aici în bol. Nu e nimic complicat. Doar pur și simplu rupi bobița de pe ciorchine. Dacă vă întrebați probabil de ce fac compot de struguri tocmai acum, ei bine, răspunsul e unul simplu. Am urmărit să cadă prima brumă, pentru că această brumă nu face altceva decât să forțeze apa din strugure să iasă afară, la plimbare, iar strugurile să rămână mai bogat în zaharuri naturale, adică acea dulceață specifică strugurului. Că știți și voi că strugurile poate fi folosit și ca îndulcitor natural la un desert, asta dacă nu-ți place zahărul. Și da, pofticioșor, am ales să merg pe trei culori, pentru că vreau o cromatică în borcan. Ce am eu aici, să zic că fac undeva la 8 borcane de compot de struguri. Eu zic ajung. Dacă o să ne placă anul acesta, la anul dublăm porția. Așa că până la anul vom vedea cum stă treaba. Gata cu măslinile, gata cu cire, gata cu strugurii. Am terminat de curățat strugurii, acum ce rămâne de făcut decât de pus în borcane. Dar ce urmează să fac după pusul în borcane e cel mai important pas pe care îl poți face când faci compot de struguri. Stai aproape, nu pleca nicăieri, că la mine nu se reclame. Of, Constantine, mai stai odată, potolit. Șmecheria sună cam așa. Facem o cromatică din cele trei culori. O să pun mai mult din coarnă neagră, pentru că am cel mai mult, și restul va fi așa pe aici, pe acolo, câte o pată de culoare. De-aia am și luat mai puțin din astea două. Așa că ce atâta vorbărie? Hai, pune și tu repede struguri în borcane, ca să putem da înainte. Ia câte puțin, pui în borcan. Mai ia câte puțin, mai pui în borcan. Pun la ochi, nu stau să măsor, dar am să mai aduc 4 borcane ca să fiu sigur că toate au aceeași cantitate. Ia ca așa, acum e altceva. Am 8 borcanele, că atât am vrut să pun. Dar acum putem ține nivelul în mod egal la tot, la toate borcanele.
După măslinile negre vin cele albe, așa că punem și partea albă. Tot așa, o mânuță de fiecare borcan, că-s mai puține. Acum vine partea mov, adică boabele de cardinal. Pun tot așa câte o mânuță și voi încheia, evident, cu coarnă neagră. Ia uitați și voi ce frumoase sunt! Acum ce urmează să fac este să pun apa. Eu personal am adus apă de izvor, dar stai liniștit, dacă locuiești la bloc, nu e nicio problemă, poți să folosești și apa de la robinet. Uite așa, dragilor, punem apă cu grijă până în buza borcanului și ne oprim aici. Apoi continuăm până când umplem toate cele 9 borcane. Gata, le-am completat. Și ați văzut și voi, spre deosebire de compotul de cireșe amare cu vișine, celor mai mulți dintre noi ne place zeama. Dar la compotul de struguri, ei bine, e altă șmecherie. Îmi place și zeama, dar îmi plac și strugurii, pentru că se mențin crocanți și nemaipomenit de delicioși. Le pun capacul și le pregătim pentru marea conservare. Le tanșăm bine, să nu curgă, da? Iar capacul, dacă se poate, chiar nou. Iar dacă îi se strigi după mine și zici: alo, nene, zahărul! Nu, dragilor, nu zahăr, pentru că strugurii pe care le-am pus sunt foarte dulci. Și mai am o siguranță, pe care v-am spus-o mai devreme. Am luat strugurii care au prins deja prima brumă. Drept urmare, eu am garanția că aici este dulceață cât trebuie. Așa că fii fără grijă, fără zahăr, la acest compot. Nemaipomenit de gustos! Acum probabil că v-ați prins ce urmează. Voi conserva aceste borcane, acest compot de strugure la beimare. Și cum procedăm? O oală, un prosopel, un ștergar de bucătărie, mai bine spus, pe oală, după care iei borcanele și le dai drumul în oală. Ia ca așa. Punem colțurile de la prosop până într-o să nu dăm cumva ocazia focului să-și facă treaba și completăm cu apă până la buza borcanului. Ia ca așa. Ce urmează acum este să dăm drumul la foc. Iar cum procedez cu focul, sună cam așa. Am să las focul mai mărișor până când începe să scoată aburi apa, iar apoi am să reduc focul la minim și am să las să-și continue fierberea jumătate de oră. După jumătate de oră petrecută în oală la fiert, am garanția că ce se află în borcane a depășit cu mult 75 de grade Celsius. De ce mă interesează temperatura asta? Pentru că bacteriile rezistă până la 64-65 de grade. Peste această temperatură suntem siguri. Așa că pe mine mă interesează să trec de pragul de 65 de grade, mă opresc la 80, iar această temperatură este optimă pentru a păstra, ghiciți ce, strugurile cât se poate de crocant, adică natural. Nu vreau să-l fierb, nu vreau să clocotească totul, pentru că aș strica consistența și aș denatura gustul strugurelui. V-am spus că vreau să fac cel mai șmecher compot și asta fac. Așa că, dragi pofticioși, hai să dăm drumul la foc și ne vedem de grabă cu borcanele gata. Jumătate de oră și revenim. Și gata, jumătate de oră, haideți să vă arăt care e situația aici în oală. Am un termometru și dăm temperatura. Lăsăm să țipe până când se stabilizează. Deci, după cum vedeți, suntem undeva la 84 de grade. Asta înseamnă că temperatura din borcane a trecut lejer de 65 de grade. Ce înseamnă asta? Că e gata. Și am două variante. Una din variante este să las aceste borcanele să se răcească treptat în oală, exact așa, fără nicio problemă. Și a doua variantă, în cazul în care îți trebuie oala, iei borcanele și le bagi sub păturică. Cum se procedează și la zacuscă și la conservele ce le pui pe iarnă. Eu nu am nevoie de oală, așa că de data aceasta am să las să se răcească treptat. Aici, în această oală. Dragii mei pofticioși, acest compot de struguri este nemaipomenit. Dacă nu mă crezi, n-ai decât să-l faci și ai să vezi. N-ai nevoie de zahăr, n-ai nevoie de conservant. Pur și simplu bagi boabele în borcan, după care adaugi apă și tragi așa un foc mai prelungit vreo jumătate de oră. Și asta e tot ce trebuie să faci cu acest compot pentru iarnă. Hai să desfac un borcan și să văd dacă e ceea ce trebuie sau nu. Hai! Ia, dragilor, miroase de-a dreptul fenomenal, fenomenal, mamă, mamă, mamă. Și pentru că sunt la mine acasă și ăsta e doar al meu, mă folosesc de furculița universală. Ia să vedem bobița asta de struguleri dacă e ceea ce trebuie. Wow! E mai dulce decât înainte. Wow, ce fain e! Wow! Ia și o babă de asta negricioasă. Mamă ce dulce, mamă ce dulce e. Și dacă tot am pus 3 soiuri, hai să pun și cardinal pe limbă, să văd dacă e și ăsta ce trebuie sau nu. E de senzație și cu siguranță cel mic al meu va fi foarte încântat. Acum, dragi pofticioși, vreau să gust din această zeamă, să văd dacă am greșit că nu am pus zahăr sau am nimerit-o. Noroc!
Ce spuneți? După fața mea e ceea ce trebuie? Ei bine, dragilor, e ceea ce trebuie. E un compot super reușit, fără zahăr, fără conservanți. Nemaipomenit. Pofticioșilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Până data viitoare, când ne vedem cu o nouă rețetă, sunteți iubiți, v-am pupat, rămâneți lămâți de amintiri și mereu pofticioși. Pa, pa și toate cele bune. Măi, arată bine, arată bine. Băi, strugurii ăștia sunt nebunie. Wow, wow, ce dulci sunt.